Suntem pe primul loc în Europa la numărul copiilor abandonați, dar și la mortalitatea infantilă. Avem un număr uriaș de copii bolnavi de cancer. Politicile dezastruoase de sănătate ale tuturor guvernelor României pot fi explicația acestor clasamente dramatice. În această maree a durerii există și excepții. Una dintre acestea este Centrul Medical de Zi din cadrul Spitalului Județean Constanța, unic în sud-estul României. Gabriel Geamănu a mers în acest centru pentru a se întâlni cu voluntari care le alină durerea copiilor bolnavi de leucemie și care se ocupă de soarta copiilor abandonați.